Majoritatea jucătorilor pregătiți de Leonard Bibiric vor avea liber până pe 29 iunie, atunci când este programată reunirea lotului. 8 dintre handbaliștii suceveni vor relua pregătirile însă la sfârșitul acestei săptămâni, printre aceștia aflându-se Țuțu, Șoldănescu, Zvanciuc și Acatrinei. Oficialii grupării suceveni au renunțat în acest an la obișnuitul cantonament de la Eforie Sud, motivul principal fiind faptul că pentru mulți dintre componenții universității urmează sesiunea. În aceste condiții, prima fază a pregătirii pentru noul sezon se va desfășura la Gura Humorului la începutul lunii iulie. Conducerea clubului sucevean pregătește totodată cea de-a 5-a ediție a memorialului Mihai Mironiuc. Până acum a răspuns pozitiv invitației sucevenilor formația HC Dorhei. Un alt oaspete tradițional al memorialului este Minaur Baia Mare, echipă care așteaptă să-și rezolve problemele interne pentru a da un răspuns.